Natasha și Talita au venit tocmai din Olanda. Au 5 ani și fac parte din rasa cailor frizieni, perlele negre ale Olandei. Le-am achiziționat anul trecut, însă le-am ținut la hipodromul Ploiești pentru a le putea amenaja grajdurile. Se bucură de întreaga atenție a îngrijitorilor. Sunt blânzi, sunt ascultători, îi scot la plimbare. Aici le dau mâncare, curățenie, eu am grijă de ei. În fiecare zi le fac antrenamentul la ora 10, cât o jumătate de oră. Oboz, morcovi, mere, avem granule speciale pentru ei, ne aduce domn director, lucernă bună. La desert însă au gusturi diferite. Tașa preferă mai mult morcovii, iar Talita merele. La grădina zoologică, Tașa și Talita vor ajuta prin terapie copiii cu autism, ADHD sau sindromul Down, dar și persoanele cu dizabilități locomotorii. Avem în intenție să deschidem o școală de hipoterapie pentru persoane cu dizabilități. Iar în scurt timp, în parcul de la Bucov, amatorii de distracții în aer liber vor fi însoțiți de Tașa și Talita la plimbări cu caleașca sau trăsura. Protestele din ultima săptămână îi scapă pe angajații CFR Călător de concedieri. Ministrul Transporturilor se mai gândește dacă este necesar sau nu să renunțe la serviciile lor. Vă spun mai multe puțin mai târziu în Observator. Pentru comercianții din centrul Bucureștiului n-a adus anul ce aduce mitingul. Vânzările au atins.